Suntem în comuna Bustuchin și nu întâmplător, deoarece astăzi s-a inaugurat un bloc social și am să-l rog pe domnul primar Ion Ciucea să ne spună mai multe despre această realizare în comuna Bustuchin. Da, este adevărat, așa cum spunea și dumneavoastră, cum probabil și imaginile o să arate tot ceea ce o să spunem noi sau ce vrem să dezvoltăm aici. Este că, așa cum spuneam și în cuvântul meu, când l-am avut invitat pe domnul Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean, nu-i de la lecție, dar îi spuneam că vreau să fac un alt mod de administrație și să încercăm să facem atât noi la nivel local, cât și dumnealor la nivel județean, chiar și central, de ce nu, acea administrație încât să nu mai fim acolo cu panglici, eu știu, să venim cu mii de oameni, cu ce să o facem așa cum este normal, cum suntem noi și așa cum ne-am născut, să fim noi și nu vopsiți și nu alții decât cu lucruri rare și adevărate. Ce v-a determinat să aveți această atitudine, să vă schimbați oarecum atitudinea față de ce se întâmplă? Da, mi-a spus o întrebare extraordinar de bună. De multe ori nu mai îmi place să vorbesc de politică. Până la urmă, tot la politică ajungem că, așa cum spuneam, ești om de administrație, indiferent la ce nivel, ești și politician. Că asta este. Eu vreau să vă spun că în 2006, când am candidat ca primar, am candidat independent la Bustuchin și am bătut primarul PSD-ului. Ia că am o independență, așa, a mea, dar din timp ce a trecut, văzând cum merg lucrurile, politica urâtă din România, mi-am dat seama că trebuie să mă înrolez într-un partid pentru a putea înduce la bun sfârșit proiectele, pentru a avea consilieri de partea ta. Pentru că, nu mai departe, dar ce se vede la Târgu Jiu, la Goj, unde dumneavoastră vorba ce aveți și televiziunea, aveți municipalitatea și este a noastră, a tuturor, că și a mea, e județul meu, până la urmă. Când vezi ceea ce se întâmplă în acel consiliu local, este atât de urât și este atât de greu de descris. Dar eu cred că cei care dau votul, probabil că până acum au cumpărat cu o bere, cu, eu știu, nu știu ce, cu altceva, cu un codonac, eu știu, cu ce le-a mai dat, dar cred că lumea s-a deșteptat văzând că nu au locuri de muncă, văzând că promisiunile nu sunt și realități, văzând toate cele promise că nu se duc la bun sfârșit. Și atunci de asta spun că cred că aici trebuie să ajungă acel votant, cetățeanul care votează, să-i dea votul aceluia care merită, nu să dai la 10-15 șarlatani care compun un consiliu local și că nu contează că ar fi la PSD, că ar fi la PDL, că ar fi la PNL, la orice partid. Ei ar trebui să aibă interesele cetățeanului, interesele orașului, interesele municipalității. Nu să facă ceea ce fac, să piardă atâtea proiecte, atâția bani, care până la urmă e bunăstarea oamenilor. Și tot ceea ce am văzut eu și ce am pățit și eu în noiembrie sau când am candidat 2016 la parlamentare, când în penultima seară am fost aruncat, așa ca o măsea stricată, cum se vorbește pe la țară, și, sau mai bine zis, ți-a pus și eu în spate fără să fii atent, mi-am dat seama că este o politică murdară și că nu trebuie să mai facem politică noi, primare cel puțin, aleși local. Ar trebui ca să ne distanțăm puțin și să trecem la lucrurile normale, la lucrurile reale, la ce așteaptă cetățeanul. Și ceea ce am făcut eu astăzi, am spus-o și repede, nu vreau să dau un exemplu, ci am tras un semnal de alarmă, că atunci când noi facem ceva, pentru a nu ne murdări imaginea, să nu mai aducem politicieni lângă noi, să aducem oameni care fac ceva, și eu l-am adus astăzi pe domnul Cosmin Popescu, pentru că este președinte Consiliului Județean, este un om la care eu am ținut foarte mult, este un om la care și eu am dat votul, știți bine că eu am fost consilier județean și m-am retras de-abia după ce domnul Cosmin Popescu a fost validat, pentru că dacă nu rămâneam noi câțiva primari, acești șarlatani votau pe bunul plac. Și atunci a trebuit să rămânem, ne-am hotărât și să-l ducem pe acest Cosmin Popescu, președinte Consiliului Județean, cunoscându-l și știind de un om de mai echilibrat, un om, chiar dacă este mai tăcut, cum spun alții și cum spun mulți, care nu le place genul ăsta de om, este un om care are respectul cetățeanului și respectă cetățeanul. Și de asta astăzi am vrut să fac acest lucru. Nu ne că la inițial am vrut să nu aduc pe nimeni din politică, dar l-am sunat pe domnul prefect, și despre a avut astăzi, că știți bine, am înțeles că este ziua jandarmeriei și asta este că e în calendar.
și la ora 12, când eu vreau să fac, dumnealui avea un tren la 11, cred că acolo, și a spus, nu vreau să invit decât două persoane. Prefectul Gorjului, care este reprezentantul guvernului în teritoriu, și pe Cosmin Popescu, care îmi place ca om, îmi place și ca om de administrație. Și a fost cu o masă, cu acei oameni care au câștigat acest concurs, că a fost un concurs de dosare, pentru că am avut 100 de cereri, i-am avut acolo și câțiva, 2-3 consilieri de-ai mei și 2-3-5 salariați pentru a fi acolo între oameni. Am făcut, cum să zice, acea tăiere de panglică. Am înlocuit-o cu un lucru mult mai serios și cred că elocvent a fost că asta trebuie să facem. Să facem multe lucruri, să ne așteptăm aplauze și tăieri multe de panglică. Înțeleg că experiența politică negativă v-a afectat oarecum modul de a privi atât politica, oamenii politici, ceea ce se întâmplă, nu? Da, tocmai de aici a fost și reacția și momentul care l-am ales. Datorită acestor politicieni care nu au caracter, care sunt lipsiți de cel mai elementar lucru, adică își lovesc în cel de lângă el, uită când e vorba de o funcție pentru el sau un câștig pentru el, uită că tu ai stat cu el atâția ani sau ai lucrat și că și tu ai contribuit cu mult la ridicarea partidului și la ridicarea lui ca persoană. Și aici dau exemplul lui domnul Crăciumaru, care a fost președintele partidului, care l-am ridicat noi, eu, unul Ciocea, sigur l-am ridicat prin ce? Prin ceea ce am făcut aici, faptul că am vrut să fiu un om vertical, să fiu corect, am ieșit pe oglindă, cum se spune, la TV, la radio, ori de câte ori a fost. Ce am făcut? De cât am prezentat situația la PSD-ul prin calitatea mea de om. Și ca să ajung să fiu aruncat la modul ăla, vă spun că mi-am dat seama că nu pot să stai lângă astfel oameni. Da, uite că, așa cum spuneam și acolo, n-am putut să nu spun că acești bani mi-a dat domnul Dragnea, care era ministrul dezvoltării. Și am spus, dacă ieșirea mea de atunci când i-am spus, când mi-a spus că stare în dinți, eu i-am spus dumnealui că stă pe un scaun în care l-a votat și acești amărâți care nu au case, uite, acum poate să fi fost prețul meu acela să mă dea jos după listă când a avut semnătura decisivă, ultima. Dar așa cum m-a spus și o repet, mă bucur că ăsta a fost prețul, că uite, am dat la 16 oameni, am dat case, îi mulțumesc că mi-a dat banii și eu cred că, așa cum și dumneavoastră ați filmat și ați văzut construcția, sunt niște apartamente și garsoniere care cred că sunt destul de spațioase și chiar sunt plăcute, asta o familie în ele. Dar dacă ăsta e prețul, nu mai sunt supărat pe dumnealui, sigur, dar dacă prețul este altul politic, că așa cum am înțeles înainte de a se da în campanie, că spunea domnul Crăciumaru că bine că a scăpat de Ciocea, că și la dacă era deputat, ne făcea la București și ne făcea și în Consiliul Director, în Comitetul Executiv. Adică eu spuneam lucrurile pe nume și niciodată nu eram de acord să sancționăm un om dacă nu era și el, să se spună și el părerea, cel puțin să se apere ca la instanță, să vină la bar. Ei, asta cred că dacă a fost prețul ăsta, chiar nu sunt supărat. Că nu sunt parlamentar, dar uite că mi-a dat banii și am făcut ceva. O ultimă idee cu privire la subiectul ăsta. Înainte de a avea această experiență urâtă în viața politică, dumneavoastră nu vă cunoșteați oamenii lângă care stați? Acum să vă spun de ce. Eu am crezut că viața este alta. Eu am crezut că cel mai bine e să faci politică, iar politica să fie ce lași după tine, adică ceea ce se vede, obiectivele realizate. Mergeam la Comitetul Executiv, stăteam o oră, două, trei, când stăteam, ne luam la revedere, ne pupam, eu știu ce făceam acolo, că asta e cam asta, îți facem politică, și eu plecam acasă, la Bustuchin. Eu nu știam, nu stăteam în cercurile lor să văd ce caracter, să-i cunosc ce caracter au ei. Ei, asta m-a costat, într-adevăr, poate, într-un fel e bine că eu am realizat pentru oameni și, până la urmă, pe mine mă votează oamenii din Bustuchin, când sunt alege de primar. Realizările mele sunt cunoscute pentru că gustă din ele, sunt ei care direct au privilegiul de a gusta din ele și ei trebuie să fie mulțumiți, dar că ceea ce s-a întâmplat de multe ori chiar nu vreau să mai au sau nu-mi place să mai au. Dar sunt și multe discuții care se fac cu venealul Călinoiu, dacă vine, că ar trebui să vie și Ciocea. Nu, eu nu. Eu deocamdată sunt ales pe listele PSD, voi respecta
cei care mi-au dat votul și au fost cei mai mulți din PSD, îmi voi duce mandatul până acolo cât eu pot. E normal că o să fac și o politică și sunt, asta e vorba de ultimele 6 luni, 2020 mă voi decide. Oferte am, nu sunt lipsit de oferte. Bineînțeles că voi alege și eu și acolo oferta care până la urmă să fie cal și bine și mie, că am opozit, am 62 de ani, de 22 de ani mă bat și muncesc și mă lupt și nu asta ca ei să-mi fac treburile mele pentru familie, pentru acolis, pentru prieteni, pentru... Și uite că până la urmă de multe ori este căiești, cum e vorba românească, dar mulțumesc Dumnezeu că am puterea să mă cresc acum și să fiu un om vertical și să fac pentru oameni și nu o să fiu nicio sărac, dacă Dumnezeu îmi dă sănătate. Deci asta este în politică. De asta nu i-am cunoscut, că îmi spuneați că de ce acum și nu atunci. Cine credea că ne vorbeam în fiecare zi, auzam la Radio Șanță, auzam la informații, primam informații și eu. Băi, George, vezi că te aruncă ăștia, nu te lasă, te fac. De unde? Îl spuneam pe Cârciumarul în fiecare dimineață. Băi, frate, am auzit asta. Tu te drăgă, nu se poate. Ai fost ales, stai liniștit și vei fi acolo. Da? Asta este, ăsta e omul. Dar așa am spus-o și niciodată nu voi fi în PSD, nu voi mai fi, că în politică niciodată spune să nu spui nu sau să zici că niciodată, atâta timp când va fi acest Cârciumar. Vă simțiți trădat? Da, nu trădat. Lovit. Cum să pune șiriu de numai, nu, ți-a pus, l-a pus la spate și deja ai căzut jos. Nu poți să mai stai la masă cu un asemenea, e clar. Îmi pare rău că nu pot să fiu cu un Codmin Popescu. Am spus-o eu și de domnul Călinoiu, că mulți spuneau și tot atât am tant că de ce s-a întors. S-a întors el, l-au vrut ei să se întoarcă. Pentru că partidul a fost ținut de Călinoiu și de noi primari. Cârciumarul a luat spuma, Caimacu, a ajuns senator pe munca noastră. Ei, asta este nenorocirea. Și de-aia vreau acum pe Cârciumarul, pe Călinoiu, pardon, văzând ce s-a întâmplat la acele alegeri parțiale. Uitați-vă, Drăguțeștiu, municipalitatea, primar, nu mai este. Ei, asta a fost un semn. Că s-a luat atunci, că spun, mai auzeam aseară, și fără Călinoiu, și fără Ciocea, și fără nu știu cine, s-a luat 4 deputați. Păi s-a luat pentru că dacă vii cu o platformă pe care a venit Dragnea, că este un strateg care, într-adevăr, nu e prost, îl duce mintea, să vii cu asemenea, să-ți promiți și să spui atâtea și eu ce aș fi votat dacă n-aș fi fost candidat. Pentru că era vorba de viața mea, de viața, de viitorul copilor, de România. Dacă se fac atâta lucruri bune, cu lapte și miere, e normal că asta dorim cu toții. E, numai că, uite, lucrurile stau altcum, pentru că degeaba vii cu o platformă dacă n-ai oameni să o pună în aplicare, dacă ne duce mintea, nu sunt corecți, să duc mulți acolo pentru ei și pentru alți. Asta spuneam, îmi pare rău că nu sunt, dar și îmi pare rău de colegii mei, pentru că oricum eu am prietenie cu ei și ne întâlnim. Iar că acum la domnul Gârbaciu, m-au sunat, noi ne întâlnim toți colegii, nu știu cu o coroană, am fost toți, este extraordinar să fii alături de... Da, numai că am spus, datorită acestui om n-ar mai putea să fiu. Dar de ce credeți că a avut atitudinea asta față de dumneavoastră? Ziceți că l-ați ajutat foarte mult pe domnul Cârciumaru. Da, eu spun că l-am ajutat prin munca mea, prin seriozitatea mea, prin verticalitatea care am avut-o. De ce nu vreau să spun că acum câțiva ani, când conduceam noi după PDL, dumnealui a pus directori pedeliști. Și în comitetul executiv să-i ia gâtul și să-i cei care erau în comitetul executiv. Și a fost omul care am sărit în sus și l-am apărat. Și a spus, nu trebuie să punem problema așa. Dacă oamenii aceia vor fi capabili, indiferent că-s la PDL, că-s la PNL, o unitate ca CEO are nevoie de oameni echilibrați, oameni profesioniști, oameni... Și puteți să nu trebuie să-i luați o dată un interviu pe ce vă spun eu acum și dacă n-am făcut așa. Ei, iată că eu am primit, la mine a fost invers, respectul lui față de mine. De ce? Pentru că dacă avea puterea vreodată să-mi spună, domnul Ciocea, nu eu sunt vinovat. Sau nu eu am făcut, uite, ți-a făcut o pont, acum Audina, uite, ți-a făcut o Dragnea. Dacă era bărbat și om echilibrat și un om care stă pe picioare lui, băi Ciocea, toată ziua mă critici, băi Ciocea, toată ziua pui să duc ce nu trebuie, sau ce nu mi se atribuie, uite, ăsta te-a făcut și asta, n-are nici puterea asta să spună. Atunci ce să mai, băi, uitați-vă, n-am mai departe. Îi mai spuneam într-o zi cuiva că zic, n-aveam loc să fac o poză cu ponta,
de răului și altora. Și acum îi vezi că îl critică și îl aruncă la coșul de gunoi. Eu nu aveam, eu mă întâlneam cu el când aveam timp și când rar, dar erau toată ziua. Că cum poți să spui așa ceva de un șef de-al tău care te-a dus de mână și pe aia te-a făcut și mare? Că asta este. Nu trebuie să uităm. Eu am auzit că Ponta m-a dat jos, din ce spuneați. E pe nu m-a vrut să-l critic. Nu? Pentru că eu știu că trebuie să recunoaștem sala de sport. Acum avem stadionul, Craiova. Amintiți-vă că mergeam Târgu Jiu, Rovinari, până ar fi Ponta premier. Târgu Jiu, Sadu. Ce drumuri au. E adevărat că l-au făcut foarte multe. Dar câteva lucruri, uite, drumul, că astăzi spunea domnul Cosmin Popescu, Scoarța Pitești, este un drum pe care este aprobat de când era Ponta, s-a licitat, dar datorită faptului că acolo sunt interese, s-au făcut contestații și am înțeles că acum este dat drumul, mai sunt două avize și încep lucrările la drumul Scoarța Pitești, 161 de kilometri. Deci sunt lucruri care de multe ori te doare și când auzi că vorbește, de exemplu, Cârciumarul despre Ponta, atunci ce notă să-i dai? Nota 1, că nu poți. Că n-ai cum. Adică un om care stăteai de mână cu el, care te pupuiai toată ziua, pe care îl lăudai, acum vii și spui, e un derbedeu sau n-a făcut nimic. Vă rog să-mi răspundeți, credeți că atitudinea domnului Cârciumaru a fost dictată de la centru? Atitudinea față de dumneavoastră? Bine, dumnealui, așa știu toți, toată lumea știe și presa și noi, și poate și eu, am auzit același lucru. Indiferent ce ți-a dictat centru, domnișoară, dacă e eu tău și ești un om vertical și corect, îi spuneam, știți ce am făcut eu? Am fost în sală acolo și cu Cosmin Popescu și încă doi primari. Al de la Sibiu, președintele partidului, îi pune Dragnea și dă să facă. Ia bă, tu și eu, nu, eu iau-o tu și eu, am plecat acasă, a trecut pe lângă mine și jura la el. Nu contează că nu mai sunt președinte de partid. L-a schimbat, pentru că uitați-vă, dacă o schimbare e păcate pe Caterina, care era o doamnă, era o femeie deosebită, cred că, nu știu cât ministru să spun că a fost foarte bun, dar era un om de partid de exemplar și să-l arunci la coșul de gunoi pentru că nu e de acord cu ideile tale, care poate nu-s bune și nu-s bune, într-adevăr. Ce să mai... Asta dacă era vertical. Eu dacă eram asta și era el, eu așa făceam. Eu plec acasă, dar nu schimb o listă pe care a făcut-o 104 oameni. Deci considerați că șefii trebuie să țină la oamenii lor, oamenii care i-au ajutat să ajungă acolo unde sunt, nu? Acum vă mai dau, uite, n-am spus niciodată. Știți că eu, domnul Weber, în primul mandat l-am dus de mână, da? Ca să ajungă pe. Și o spun, nu m-ați auzit să-l critivoată, da? Iar domnului, uite, am pe masă, chiar asta nu au dus oamenii mei. Uitați-o aici. Weber spune și orice ar putea reveni în partid. A spus lucruri frumoase, da? M-a apreciat, da? Singur ce impun lui domnul Weber, că putea să-i zică și lui Cărcimarul și lui Dragnea, băi, locul 2 și 3 e al lui Ciocea și al meu. Stăteam de vorbă ca bărbații și puteam să stau pe locul 3, eu. Dă-te, băi, tu Weber, pe 2. Mai mult pentru că noi, înainte primii 4 ani, știe că am fost cu domnul Ali. Deci, asta e, iar în altă ordine de idei, domnul Cârciumaru, dacă era un om vertical și un om corect, cum cred, cum să-l audă și spune, cum a venit domnul Weber de la București cu impunere să-l pună pe locul 2, trebuia să-l dăm afară din partid. Să nu-l primim. Dacă era Melcioce, așa îmi făcea. Atunci ce înseamnă? Că ești un președinte de partid care face centru ce vrea din tine, șerge cu tine pe jos, iar tu nu mai ești să fii președintele unui partid la nivel de județul Gorj. Unde a fost una dintre cele mai puternice, până la urmă, formațiuni politice din filiale. Nu? Aici condamn eu. Și atunci contează omul care te conduce. Este clar că dacă n-ai oameni care... Da, merge mai departe. Dacă eram în locul lui Cârciumaru, putea să mă dea afară Dragnea. Dar cum să iau locul lui Călinoiu? Cum să iau locul lui Călinoiu, care eu am plecat cu el în vacanțe, cu familie, cu copii? Iar încă o dată de aici poți să stai și să vezi care e calitatea acestui om. Deci sunt multe și putem să vă dau multe exemple vis-a-vis de calitatea lui, cu prieteni, cu apropiați, cum își vinde oamenii. Și atunci n-ai ce să cauți ca un șef de partid dacă știi că nu ești puternic.
De ce? Păi cum? Ați auzit vreodată, știați dumneavoastră, ca oameni de presă, că era pe listă vreodată, chiar din prima zi, la Senat, altul decât Călinoiu? Ce, că s-a dat o sentință, o pronunțare? Păi aia nu e. Dragnea avea doi ani, de, până la urmă. Care era problema? Că asta e dedus și nu se terminase, era în judecat. Deci, dacă le luăm și desfacem firul și desfacem, vedem că sunt multe exemple care ne face să spunem că acest om este atât de slab și n-are ce căuta acolo. Interesul, foarte fesul, asta este. Luptele astea politice, interne, acerbe, au în interes și oamenii? Nu, luptele astea și ce se întâmplă, chiar că acum cu alegeri, sunt interesul de grup. Interesul gașchii, gașca, nu omul, cetățeanul. O ultimă întrebare înainte de a lua pauza de publicitate și aș vrea să-mi răspundeți pe scurt, care sunt ofertele pe care le-ați primit din partea partidelor? Asta ca să încheiem subiectul politică și să revenim în a doua parte a emisiunii cu realizările pe care le-ați făcut până acum în mandatul de primar, cu obiectivele și proiectele care sunt în derulare. Da, nu pot să nec, pentru că n-aș fi eu, nu pot să ascund că n-aș fi tot eu. Am oferte mai de la toate partidele, numai că am spus-o și o repet, eu mă judec cu PSD-ul. Nu am ce să câștig. Mă bucur că am câștigat, am hotărât, pot să vă dau, că să lăuda marea juristă de la partid, cum o cheamă, poate mă ajutați, ca să-i și pronunț numele, de la PSD. A fost tot ziarist, a fost tot în presă. Burdușanca, da. Am câștigat nu știu ce proces cu Ciocea și mare juristă. Îi spun că nu e. Că o să vă dau o hotărâre să vedeți. Adică ce am, că eu am câștigat, că am obligat să-mi pună la dispoziție toate documentele care le-am cerut prin 544 și au refuzat decât la instanță, obligându-i, mi le-au depus și le-am primit în 13 a 3-a. A, n-am câștigat, dar capitele mele de cereri, nici de cum ale ei ca să câștige, nu mi s-a dat, am cerut să mi se dea suma de contravaloare a mandatului. Da, mă rog, asta am pus-o așa, numai că nu m-a obligat eu să fac nimic. Nu știu ce a câștigat, că așa am auzit-o când spunea pe la presă. Și de-aia e bine să le mai explic că poate să uită înapoi cu ăștia în care au fată respectabilă. Ne puteți spune nominal din partea căror partide ați primit oferte? Nu, că nu pot, că le știți și dumneavoastră, dar nu spun. Este și altele, este și prietenul meu, Nadia Conescu, m-a invitat la o întâlnire care a fost tot în PSD, am fost împreună. Na, PSD-ul, sigur, cred că nu ar putea să spună decât un cărciumarul, restul știu că, domnișoară, la un moment, sunt partide, Nada Vițoi, prietenul meu la PMP, întrebați-l, că poate vă cunoașteți, că aveți toată ziua pe la presă, este un om care m-ar vrea să fiu mâine cu dumneavoastră în partid. Na, Nea Bugă, cu ce partid este? Dar eu, ce se întâmplă? Eu le mulțumesc la toți care mă ofertează și le spun și le promit că de data asta vreau să merg acolo la un partid, așa cum spuneam, când am avut întâlnirea cu domnul Tăricianu, că eu nu mă dau înapoi, mi-a plăcut extraordinar la modul cum ține la oamenii care au avut și ne spunea de Dian Popescu. Și spune, domnule primar, eu nu vreau să-l schimb pe acest om, pentru că m-am dus în Goș prima dată, el mi-a întins mâna. Așa a spus, da? Vreau să-l ajut să ajungă pe un post de secretar de stat, ministru. Numai că avea chestia aceea care știți și dumneavoastră, de cazul lui, că acum am trebuit să ne bucurăm de fiecare dintre noi în ziua de astăzi îți face oricine un dosar și ai o problemă, da? E, ceea ce am văzut la discuția pe care dumnealui mi-a explicat mie, eu n-am văzut la un președinte de partid și am spus, zic, îmi pare rău că zic, îl susține și pe domnul Dragnea și pe cărciumarul al meu, că sunteți cu ei, dar la ei n-am văzut să facă treaba asta și vedeți ce s-a întâmplat cu mine, cum m-au făcut pe mine, da? Și a spus, de ce unul ar vrea să mă duc să fac politică? Să mă duc la un partid care, până la urmă, și asumă răspunderea, băi, ministrul energiei trebuie să fie al meu ca partid. Și să faci cu el ceva în gol, să faci cu ce ăsta. Sunt bani europene, uitați-vă, în Polonia. Polonia construiesc și noi trebuie să le închidem. De ce nu se poate? Pentru că nu avem un ministru care să facă lobby cu ai lui de lângă el, să ducă să se bată.
Ia uitați-vă, eu fac acum un parc fotovoltaic care îl scot săptămâna asta la licitație, care să mai asigure independența energetică a comunei, public, nu privat, nu al meu personal, al primăriei, al consiliului, al comunei. De ce? Pentru că eu gândesc în viitor că vom ajunge ca iluminatul să-l stingem, să-l lăsăm decât 2 ore pe noapte. O să ajungem ca școlile să încercăm să facem iar economie de energie și căldură și așa mai departe. Și atunci eu trebuie să-mi asigur independența energetică, pentru că am făcut foarte multe obiective în comună. Pentru ce să le fac, să le-am făcut, să le după aceea să le închidem? Vreau să spun multe lucruri. Iar de aici am gândit, am scos la licitație iluminatul public, îl modernizez acum. N-am vrut să-l scot la licitație până când n-am avut garanția că primesc finanțare și am primit finanțare, am semnat contractul cu Fondul Român pentru Eficiența Energiei de 363.000 de dolari SUA. Chiar asta l-am primit de la Ministerul Finanțelor, că este, ți se aprobă ca un împrumut. Că deja v-a dus finanțarea, dacă nu ți-l dă, că e tot FRE-ul, nu este o bancă, dar tot ca o bancă, cu termen de grație mai mare, te duce cu atâtea luni și așa mai departe. Și banii ăștia se dau din surplusul de energie când intră în cont, dai și acolo, mă rog. E, am gândit-o la modul ăsta, să dau drumul acolo și la iluminatul public, dacă mi-a asigurat asta și știu că am finanțarea, acum am scot asta. Iar acum am dat temă de proiectare la un arhitect în Brașov, să-mi găsească și să-mi găsească cât mai repede cu o consultanță și cu un proiectant bun să fac o stație de cogenerare de înaltă eficiență. Ce înseamnă asta? Că iau energia, o bag în acea stație, produc apă și căldură pentru sala de sport, lângă ea vreau să fac o piscină acoperită, dar să vedem acum, caut o variantă, să fie tip balon, ca să putem să o dăm, să fie vara, să o desfaci vara, iar toamna, când începe răcoarea și iarna, să funcționeze și să produci apă caldă și căldură pentru această piscină, să produci pentru sala de sport, pentru primărie, pentru grădiniță și casa de cultură, cu niște cămine care vin frumos. Deci toate trebuie să le legăm. Trebuie să le gândești să le faci. Vă propun să discutăm despre proiecte pe care le aveți în derulare și despre obiective în a doua parte a emisiunii, cu rugămintea să-mi răspundeți pe scurt, pentru care dintre ofertele primite din partea partidelor ați optat? Pentru care aveți dumneavoastră o afinitate? Că presupun că v-ați gândit spre care ați... Am spus acel partid care își va lua angajamentul că se va lupta, se va bătea, să ia portofelul de ministru energiei. Pentru că e foarte important. Acest minister este cel mai important în Gorj. Vă propun să continuăm discuția după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit la agenda locală. Suntem în comuna Bustuchin, îl am alături de mine pe domnul primar Ion Ciocea, cu care o să continui discuția despre, cred că, unul dintre cele mai importante realizări ale dumneavoastră ca primar pentru tinerii din comuna Bustuchin, motiv pentru care ne și aflăm astăzi aici cu privire la inaugurarea blocului social de care am amintit în prima parte a emisiunii. Vă rog să ne spuneți mai multe despre această realizare, spre exemplu, din ce fonduri s-a făcut această investiție? Da. Bineînțeles că de-a cursul acelor 22 de ani sunt foarte multe lucruri făcute pe care, nu știu, dacă aș pune pe o scară așa, aș putea de priorități să fie prioritatea numărul 1 sau numărul 2 sau numărul 3. Dar când vorbim despre tineri, e adevărat că, până la urmă, nu putem vorbi de tine aici, vorbim de familiile nevoiașe, de familiile cu probleme sociale, de familiile care au avut probleme de necesitate, cum vorbeam la alunecările de teren. Deci acest bloc este făcut pe Ministerul Dezvoltării, nu pe ANR, pe Ministerul Dezvoltării, o finanțare pe care, așa cum am spus-o și înainte, am primit-o de 2 ani de zile, numai că în primul an când mi s-a dat au fost vreo 7 firme, s-au contestat și a durat aproape un an. În martie 2016 am reușit să începem lucrarea, iar în 2017 l-am terminat. Am respectat termenul de execuție. Da, termenul de execuție am reușit. Bine că
a fost corect și la minister, i-am dat înapoi la sfârșitul anului, am avut bani din cei 24 de miliarde, i-am dat înapoi și după aceea în anul viitor mi-au aprobat din nou și am și cheltuit și am făcut și o lucrare, am spus că putea să fie și mai bună, dar constructorul din 24 de miliarde a ajuns la 16 miliarde prin acea licitație care nu întotdeauna e bun pentru cel mai scăzut, că poate constructorul să nu mai finalizeze investiția. Da, așa cum a zis și dumneavoastră, sunt niște apartamente spațioase și bine făcute. Blocul, în general, eu sunt mulțumit. Dacă mai e pe aici picolea, niciodată nu pot să fi la... Nu e loc de perfecțiune, de mai bine, dar eu zic că este extraordinar bine că l-a terminat și a ieșit în condiții bune și la bani ieftin. Da, aici a fost două locuințe de necesitate, doi cetățeni de la Valea Pojarului care, datorită anului cărb de teren, în 2015-2014, le-au rupt casele în două. Am primit de la ISU, am primit prin acel raport informativ, am primit să le pun în vedere și să le pun la dispoziție altă locuință, să nu mai să fie cazați în această casă, să mai locuiască, pardon. Le-am pus container la dispoziție. A durat, că asta e birocrația la noi, vreo 2-3 ani ca să obțin finanțarea, am obținut-o. Și restul locuințe sociale l-am transformat în locuințe sociale, unde am avut în jur de vreo 100 de cereri și a fost un concurs de dosare. Fiecare cetățean a luat cunoștință că întregi de zi trebuie să-și depună dosarul, dosarul trebuie să conțină următoarele piese și la fiecare topi în lege, dacă mergem în lege, avem acolo un punctaj pe care trebuie să-l respecti. Și din asta au rămas cei 16 care astfel le-am dat contractul, le-am dat acel proces verbal cu toate elementele care sunt acolo. Și pentru că sunt pe 5 ani, sunt cu chirie, așa cum v-am spus și acolo, vă spun și acum, sunt ca și proprietate personală ca să plătești 25 de lei chirie la o gasolină și 47 de lei permisă la un apartament, eu zic că e suportabil și este destul de puțin cât ai fi de sărac, cum se spune, știți? Da, și asta e o bucurie mare pentru mine, o bucurie că așa cum ați văzut, am făcut 16 familii fericite. Am spus-o că mulți spun, păi da, ai tineri, are cine să le ia? Da, la mine sunt extraordinar de multe cereri. Și de ce am făcut și mă bat și mă lupt, că nu mi l-a aprobat nimeni, ca să fie clar, de ce mă bat și mă lupt? Pentru că am văzut ce înseamnă să-i dai casă unei familii tinere. Ei pleacă în alte localități, că ori sunt doi copii într-o curte, se căsătoresc amândoi și ajung să nu se înțeleagă mama cu rolele, să nu se mai înțeleagă între ei. Și deja a început și jumate dintre ei sunt plecat la oraș. Îmi spunea o fată când a semnat contractul, când a văzut, spunea domnul primar, 1 milioane dau în oraș, lucrez la un bar și 1 milioane îi dau numai pe chirie. Nu mai vorbim de curent și de gaze. Și atunci îi aduce acasă unul că n-ai populația îmbătrânită și că ai și tineri. Eu am mai făcut câteun loc de muncă pe aici, picolea, și încerc în continuare, că ăsta e până la urmă de aici înainte. Dar și chiar dacă n-ai reușit un loc de muncă, aceste familie, pe soții de regulă, acum ați văzut că mai sunt și soți de aia puturoși care le spun că eu văd în comună care rămân acasă copii și pleacă nevestele în afară. Important e că iau o casă, se duc afară, lucrează o lună, două și pot să trăiască și... Și de ce nu trebuie, eu am spus-o, că mai sunt mofturi și mai vedem pe mulți, nu mai e ca pe timpul Ceaușescu, ne-a luat după drum, ne-a băgat la servici, ne dă de acasă, ne-a luat din stradă, de acasă. E, uite, și atunci lucrau, eu știu că stăteam în Târgu Jiu, dar aveam familii care aveau, soții lucrau pe la Cerna Vodă, lucrau, nu știu, ne veneau la o săptămână, la două acasă, nu e nicio problemă, dacă ai o locuință și dacă se lucrează de un membru al familiei, atunci te poți susține. Și nu numai asta, dar vă spuneam că cel puțin 6-7 copii au venit vin de la oraș la școală, iar că deja se mențin locurile de muncă învățământ, pentru că ajunsasem ca anumite clase, eu știu, să le strângem și să facem din două școli una, venind la 7 copii un lucru mare.
plus câte familii mai, acum mai sunt tine, nasc, deja ce văd, deja viitorul, și nu e departe, peste 2-3-4 ani, multe școli se vor înființa. Pentru că apar copii, apar tine, dacă... Bine, asta acum, haideți să vă spun, mai ieși la toaceantă, mergem mai departe. Stă tinerul la țară, familia, dacă ai o conducere bună la școală, că asta îi dedăcesc toată ziua și chem și vorbesc cu ei, să se ocupe ca profesorul să stea în clasă, nu să stea copilul în sală și să stea în cârciumă, la cafea sau la jocuri. Cadrele să fie bine pregătite, să-i verifice, să ducă să le facă controle, să ducă la lecții, să vadă cum se prezintă. Că degeaba ciocea le face, grădință, cu program pregătit, grădință din celălalt, program normal. Să dacă vă duc să vedeți, spuneți, băi, nu se poate că la țară. Sală de sport, ia că le fac comunicare de cultură acum. Tot ce trebuie, am bază sportivă unde, am o clădire acum, le fac jacuzzi, salină, saună. Adevărat că avem și echipă de fotbal, suntem pe locul 1 și am vrut să aibă condiții și jucătorii, dar în cursul săptămânii, fiecare cetățean, familie care vrea, vine a plătit 5 lei, 10 lei, nu o să punem nu știu ce prețuri, să fie suportabile și să meargă de la cel bătrân până la cel mic, să meargă să-și facă o saună, să meargă în salină, să meargă în jacuzzi, sala de sport. Vreau să vă spun că o am, cred că are 10-11 ani, dacă vă duc să o vedeți, spuneți că e nouă. E persoană care se ocupă de ea, iar în fiecare seară să câștigă bani. Dar ea merge gazele din august, până nici acum nu l-am oprit. Poți să te duci în sală și cu cât e mai bine folosită și e gospodărită, deja și ea e ca aia care nu are căldură de 10 ani sau a făcut-o și zburuienele pe lângă ea și s-a infiltrat apa și nimeni nu o folosește. Pentru că sunt și asemenea sări. Avem și în Goș, dacă vreți vă dau exemplu. Deci, sunt multe lucruri. Ia că uitați-vă acum, prin programul fabricat în țara lui Andrei, aici eu sunt două monstre care am obținut vreo 38.000 de euro prin niște ONG-uri care sunt ale profesorilor și ale salariaților mei. Da? Și facem acele proiecte și le depunem când au ei perioadă. Și acum dăm drumul la o fabrică de brichete și peleți. Nu sunt multe locuri de muncă, dar o să fie 2-3 locuri de muncă. Avem materie primă, avem tot ce ne trebuie. Mai nou, cei la 416, îi pun mașină, îi duc într-un deal și ia pe toate drumurile, forestiere și toate crengile le adună. De acum le-am plătit în Italia, vine un tocător care vine pe tractor, pune crengile de toacă și remorca lângă ele și vin la ora 4 acasă cu o remorcă de tocătură. La ce se folosesc? Păi acum toată lumea are centrale pe lemn, văzut că noi am luat tot ce a dat nemții afară și le punem la noi. E normal că acolo nu ne mai dă voie mediu. Va fi și în România tot la fel, dar acum, un an, 2, 3, 4, uitați-vă că lemnele sunt foarte scumpe. Am tocători și pe crângi, am tocători am și pe paie. Ați văzut? Acum când orzul, ovăzul, grâul se va tăia, atunci o să merg cam utrajele mele, merg în câmp, adun toate paiele și nu mă costă decât motorina. Și eu apăra la 415, nu tai frunze la câini și aduce un venit și pot să vin cu un preț mic și pot să adun niște bani să mai țin, am la societate 18 persoane. Care sunt 18 gospodării care au loc de muncă. Aia sunt 18, poate 40 de copii. Nu le dai loc de muncă, aici pleacă la oraș, se duc la București și le facă ăștia apartamente. Deci, cam asta este gândirea și mentalitatea mea. Chiar dacă, vreau să vă spun că dacă fac un desfășurat, să vedeți câte proiecte am desfășurat de când nu mai sunt cu PSD-ul. Eu n-am mai fost invitat de două ori la ședință. Și am reproșat lui Corinu Popescu cu treaba asta. Dar care credeți că este motivul pentru care până a fi în partid n-ați reușit și ați reușit să faceți ceva realizabil pentru comună după ce ați... Nu, acum nu. Eu trebuie să fiu corect cu mine, că așa am fost. Eu am avut o relație bună cu domnul Ischi, am avut o relație bună cu domnul Călino, iar acum cu Cosmin. Eu am obținut bani că la un moment dat toți mă criticau și mulți spuneau că mereu de ăștia care
Tot așa, politică, ce a luat cei mai mulți bani. Ei, dacă s-ar face un desfășurător să vadă că încă din 2004, de când a apărut fondul european, eu am luat toate măsurile, atât pe drumuri, apă, canal, bani europeni. Oricând aveam proiecte de am avut și 220 de miliarde. Era normal că cofinanțarea mea era una. Și îmi amintesc că într-un an nu era decât 10 miliarde la rectificare. Iar legea finanțelor spune clar, negru pe alb, cine citește, nu face scandal sau nu vorbește dacă ar ști. Și spune clar, cofinanțarea se dă cu prioritatea proiectelor europene. La timpul ăla eu am avut singur. Și atunci am luat banii. Dar față de alții, ei nu își dau seama și nu știu că banii se luați pentru că era de fapt acea cofinanțare, nu ca alții care n-au depus un proiect. Și acum am derulat 7-2, am 4-3 care am 100 de puncte depus, dar faptul că au fost proiecte mult mai multe, 4-3 drumul de exploatare agricole, sunt în stand-by, că a fost, de exemplu, 37 de miliarde, a fost 45 de proiecte cu 100 de puncte, au luat 37. Vedeți? Și atunci noi suntem sub linie, dar întotdeauna eu am trăit din proiecte europene. Am făcut acum, am o secție de croitorie, am luat de 20 și ceva de mii de euro, am luat din Germania mașini de cusut, pot să lucreze 26 de femei acolo. Într-un cămin care nu era vechi, l-am reabilitat cu oamenii mei de la societate, am achiziționat aceste mașini, dar e greu să le ții, că nu poți, că nu ai comenzi. Dar până acum ce am făcut cu această secție, prin forțe de muncă, am calificat cu certificat de calificare de croitor 70 de tineri, tineri în vârstă, femei, vorbesc la modul general, femei. Deja le-am dat o calificare și acum vreau să angajez 10 femei, să dau drumul, am vorbit cu școala, vrem să discutăm în Consiliul de Administrație, să chemăm părinții și vreau să începem, că vă dați seama, nu pot să lucrez în serie. Nimeni nu face contractul din Italia, Spania. Să începem pe șalupete și pentru societăți comerciale și pe aceste uniforme pentru copii, să vedem că el la un preț mai mic, să-și poartă cetățeanul, permite să le cumpere. Și trebuie să avem o întâlnire cu părinți, cu cadre didactice, ca să punem în funcție, să mai dăm 10 locuri de muncă duși de ridicula. Și asta vreau să fac. Ăsta este rolul meu. Drumul județean Logrești, care este pe... care spunea domnul Popescu, domnul nostru. Bine, nu era dânsul președinte, când eu mă băteam Cărciumarul, că el vrea să-l ducă la Negomir Nemței de jos și de acolo am mai avut anumite vorba aceea, ne-am pus acolo unul la altul, că dumnealui vrea să facă acolo. Și am zis, domnule, dacă drumul dumneata este, l-ai pe minerii 5 km, nu poate să fie dublă finanțare, pentru că se pierd banii. Hai să-l facem pe ăsta, că este un drum care duce la munte, care leagă naționalul la Limpești. E un drum extraordinar de rău. Zic, și ăștia sunt. E un bazin care, până la urmă, le-am pus-o și politic. E un bazin, Valea Mărate, care e PSD. V-a dat votul și voi nu faceți nimic pentru ei. Și am reușit într-un final, bineînțeles, aici să-i mulțumesc lui Ion Călinoiu, că s-a dat deoparte de el și, cunoscând situația reală, fiind președintele drumurilor județene care le aveam în proprietate, le știa cât era de rău și atunci a înclinat balanța către mine, către Valea Mărate asta. Și așa am reușit să obținem finanțarea, plus drumul de la Câmpul Mare Albeni, Prigoria, de este la Limpești, este unul care e luat la pachet. Asta e 33 de milioane de euro și la nu mai știu, parcă 11 sau 13. Dar este un lucru extraordinar că, vedeți asta, faptul că sunt în Consiliul Director și asta, fiecare om să bate, să luptă, să facă ceva pentru zona lui. Dar asta nu înseamnă că e un lucru rău, ce spuneam și domnul, nu înseamnă că a te duce pe la ministere e trafic de influență, nu. Nu, trafic de influență când pentru sine și pentru a câștiga, tu îi dai ceva și el îți dă triplu, dublu. Deci asta este. Da, sunt multe obiective care le-am făcut, dar acum, la ora actuală, a fost acest bloc, care am spus-o mulțumit că am avut cereri față de alții care spun, domnule, eu nu pot să fac, că la mine nu vin. N-am cui să le dau. Am discutat cu primare. Am un dosar. Candidați, dintre care doar 16 au fost norocoși. Eu cu multe dosare.
Înțelegeți? Numai că, că ce s-a întâmplat? Mulți au fost afară la muncă. Din cei care, mulți din cererea n-au avut șansa, eu le-am trimis la părinți. Pe scurt, care a fost criteriul de selecție? Criteriul de selecție e clar, este în lege. E în lege. Mi-l dau dacă vreți și spune punctajul. Adică se ia, se face ancheta acasă. Sunt atâția membri pe a ta, atâția membri pe a ta ca spațiu, locuibil. După aceea, se ia și venitul. Se ia, dar nu le-am acum, dar o să vă dau să le vedeți. Și s-a făcut un punctaj. Și a spus. Care este cea mai gravă situație? Cea mai gravă, dacă ați văzut acea doamnă care a venit săracă de Rusean, că plângea, dar are doi copii, lăsată de soț, soacra nu mai înțelege, aruncat-o afară din casă. Chipurile aruncate nu e, dar era deja nu putea să mai trăiască. Dacă ați văzut, a venit acolo cu o șampanie ultimată. Când m-am uitat și am spus, și spuneam viceprimarului. Un om recunoscător. Da, și spuneam, zic, uite, uite ce păcat de această femeie, că zic, și tu, zic, asta a fost o mulțumire. Da, dar și ea, și ea, pentru că tot ce se întâmplă, oamenii încă mai aveam discuții și la împărțirea asta, că mai erau și de-astea care, știți cum e, nu într-o comună nu te iubesc toți, ca și într-o familie, nu cu toți, nu toți sunt la fel, știți? Și, a, că nu, că sigur sunt aranjate, că sunt făcute. Da, și asta le spuneam, că aveam pe cineva care eu auzisem și întotdeauna tot ce aud, eu personal vreau să spun și când e mulțime. De ce poate îi faci și reușești să-i faci să creadă în ei, să creadă și în autoritate? Bine, și exemplele care le știm și le vedem ce se întâmplă, e clar că întotdeauna îi face pe oameni să aibă semnul îndoiere. De unde ați avut această inițiativă de a construi un bloc social pentru comuna Bustuchin? Da, am spus-o și eu mai repet. Eu am fost, la timpul când, în 2005-2006, am avut 47 de locuințe care au fost distruse pe raza comunei Bustichin, vorbesc de zona de nord, Poiana Seciului. Și Roșia de Amărate, știți că a fost alunecarea mai puternică în sud la Seciurile, Roșia de Amărate. Și atunci, domnul Borbele era ministru, da, tot al dezvoltării. Eu am avut o relație extraordinară cu ministrul Borbele. Și când a vrut să facă casa acelea la Cojeni și la Alvent, de-a făcut coloniile alea. El a avut o idee bună, el a fost un ministru extraordinar. Eu vă spun, toată stima, păcat că se găsesc mai rar asemenea miști. Numai că programul ăsta a fost cu acele case, ei a crezut în autorități. Numai că în momentul când eu am ales Cojeni, pentru că atunci Cristi Pasi era primar, care acum e purtător de cursul, ce este consilierul lui Codmin Popescu la Consiliul Județean. Și eu îl cunoscându-l pe Cristi, un băiat devotat, un băiat luptător, muncitor, de fapt, acel, e acolo sus, s-a făcut de către Marea Britanie, chestia acolo pentru cei cu handicap. Ăla este opera lui, adică opera lui, îi se atribuie lui. Eu știu că s-a bătut și s-a luptat, numai că s-a putut să luptat, dar câtă deschidere a avut când a venit cei din Marea Britanie aici să discute despre, nu-i senator, cu nu știu cum îi iau ei acolo. Și am zis, domnule, eu fac aici. Într-adevăr, cât a stat Cristi, am reușit să facem un drum pe acolo, să băgăm apa, l-a schimbat pe Cristi, a rămas totul în paradigmă. Nu au canal, nu au ajuns, nu știu dacă apa la toți, ce am înțeles și ce știu, că bătrânii, oamenii care i-am dus acolo și au venit acasă în Seciuri, în Poiana Seciuri, un graj de la și l-a aranjat și l-a făcut ca și gospodării. Ei, eu am avut, din momentul ăla mi-a rămas așa în cap și am zis, măi, dacă vreodată mai am probleme și necazuri de asta, nu o să mai accept să le facem case în câmpuri unde nu au infrastructură. Și atunci, când am fost, am avut alunecări teren cu cei de la Valea Pojarului și mai plecasem la Poiana, dar am reușit că acolo am obținut repede fonduri prin CNI și am reabilitat zona aia și n-am le-am mai dat voie să mai fugă case. Am avut și la Valea Pojarului câștigat proiectul și licitația făcută a fost câștigată de o societate, a intrat în insolvență și acum relicităm la CNI acea lunecare. Înțeleg că toate eforturile dumneavoastră, inițiativele, le-ați luat pentru a-i ajuta pe tineri, familiile nevoiașe din comuna dumneavoastră. Un important scop pentru comună a fost să înființați noi locuri de muncă. Dacă sunteți mulțumit de bugetul pe anul acesta și ce obiective importante aveți
în plan în 2018, respectiv 2019? De buget niciodată nu ești mulțumit, dar nu cred că m-ați auzit că am plâns sau am țipat. De ce? Pentru că eu știu de la colegii mei și aud și de multe ori nu dă bine. Pentru că, până la urmă, când ai venit primar și ai acceptat să vii pe un scaun de aici, tu trebuie să găsești soluții, tu trebuie să cauți banii, trebuie să-ți faci niște calcule. Eu, în fiecare, prin două săptămâni, o chem pe fata la mine cu bugetul și te rog, spunem pe contul ăsta ce bani avem, pe ăsta ce mai avem, ăsta care îl luăm direct noi, care trebuie, da? Și mă apuc de investiții și fac atât când îmi permite că așa. Da. A, mai sunt și alte, de exemplu, în comună am petrolul, de exemplu. Din 2013 nu mi-am mai pus nicio sondă, da? Ei, am înțeles că pun o conductă de gaze. M-am dus și eu frumos la ei și am luat-o pe doamna care se ocupă cu proiectele. Pe zona Bustuchina aveți ceva? Și dacă îmi spune, da, punem o sondă sau facem, nu știu ce, o investiție, o uscătorie de gaze, bun, atunci, cam unde ar duce, care ar fi valoarea, ce bani aș putea să iau și eu din autorizație? Nu îmi pune, nu mi-a pus din 2013 niciun obiectiv pentru el. Atunci stau liniștit la cutia mea, nu mă întind. Adică trebuie să-ți faci niște calcule. Bun, am mers pe, ați văzut că am spus, domnule, vreau să-mi asigur independența energetică. Mi-am făcut niște calcule. Domnule, cât îmi dă ăsta care este, mă încadrez, pot să suport, nu pot să suport, da? Am dat drumul la documentații. Când am văzut care este valoarea care mi intră, ce rămâne, ce așa, fac niște calcule. Că, până, acum, v-am zis, sunt președinte legalului, dar nu-i problema că sunt președinte legalului, pentru că eu sunt pe, suntem și pe comune și la noi banii se vor împărți egal. Dacă avem, de exemplu, 50.000 de euro pe fiecare primărie, pe public, avem 50.000 fiecare. Dacă avem 50-60 pe privat, avem 50-60 pe privat. Și atunci eu am gândit, băi, zic, din mare ăștia ce fac? Zic, unde este o măsură, unde e pe rom, unde nu se ia banii, să gândesc ceva ca să pot să fac un proiect. Și atunci am văzut pe măsură. Dom'le, aici nu trebuie să vin pe proiecte, nu sunt caiere acolo. Și atunci voi face o stație de cogenerare, am spus, de înaltă eficiență, care vreau să-mi produc apa și căldura pentru câteva instituții. Am spus, primărie, prezență cu program prelungit, această mini casă de cultură, sală de sport și vreau să fac... A, ce mai pot să fac pe public? Asta, da. Bun, atunci lansez proiectul ăsta. Care unde ar ajunge valoarea? Cu aproximație. Și așa fac, pentru că am spus-o și o repet, trebuie să gândim la proiecte de viitor, la proiecte care trebuie să luăm în calcul că deja legea insolvenței, falimentului este de câțiva ani. A, că ne mai țin politicienii ăștia care ei nu au valoare. De-aia nu se pune în aplicare această lege, aceste legi. Pentru că sunt acești politicieni slabi care au ocupat funcții în politică, spre și cu partide, cu asta, și ne țin că ne folosesc ca masă de manevră. Și noi îi manevrăm pe ceilalți de sub noi. Ăsta este, dar nu o să mai fie, o să fie timpul când nu mai bagă nimeni pe președintele la partid în seamă. Când... Ați văzut anul ăsta bugetul. Au văzut. De la București a venit direct pe unități administrativ teritorial. Ce să mai zice? A, s-a mai dus și la București, că știu și eu la mine, s-a dus unul dintre ei și a zis, ce a sunat prea dat. Și a spus, Nea Ioane, nu spune din, să nu pui trei proiecte, să nu pui două, să pui un proiect, că nu-ți dă decât unul. Și fă unul care e cel mai important, că o spun, că nu am niciun. Și am fost, dacă ești băiat de știu și știi să umbli, să... și am aflat că și mi-am făcut un proiect care era necesar și care știam că n-au ce să-mi fac. Că mă uceam cu ei până la vorba aia, la nu știu unde. Mă uceam în Parlament și mă puneam în genul Parlamentul European. Uite, băi, ce este, ce se întâmplă cu voi. E, ușor, ușor, lucrurile se vor întâmpla și vor deveni la realitatea care, pe care am așteptat-o de dată 27 de ani, că nu mai știu, nu vreau să mă mai gândesc. Ești candidat la alegerile viitoare? Propusam să nu mai candidez, să candidez de viceprimarul, dar am un băiat tânăr care are 3 mandate și el a fost prea corect cu oamenii, fiind implicat și în legile proprietății. Sunt comuna care a terminat cadastru sistematic, cadastru general, vă dați seama, este un lucru mare, extraordinar, o bucurie. Sunt proiecte care și-ar dori mult să le fi făcut până acum. Și se pare că dacă el a fost corect, un tip corect, și asta lumea e puțin tel așa, că nu i-a dat lui ce a trebuit, dar nu poți să faci ilegalități. Care este motivul pentru care nu v-ați dori un viitor mandat? Știți de ce? Pentru că politica asta m-a dezgustat.
Dar pentru că trebuie să mai fac și sunt proiecte astea, sigur, nu pot să ies la pensie, că eu am 62 de ani. Sigur, o să candidez un mandat. Bineînțeles că m-am hotărât ca după, la acel mandat, după ce am câștigat, să-i dau viceprimarului, să-i dau toate frâiele și o să stau ca un, să fiu un consilier. Cu privire la bugetul primit, considerați că în comparație cu alte primării, primăria Bustuchin este o primărie bogată sau săracă? Nu. Eu am spus, la bugetul care l-am, îl primesc ca atare, nu pot să fiu mulțumit ca aia. Vorba de Dumnezeu, ai minți. Pentru că fiecare ai nevoie de atâtea, nu? Să faci și cât ai avea, tot trebuie să faci și ai de făcut. Dar am spus-o, eu am cam un miliard primesc la petrol, taxe și impozite la OMV-ul. Atât primesc pe an, să știți. Și dacă am norocul să pun investiția, acolo mai primesc taxa de autorizare de construire. Pe final, o ultimă întrebare. Pe o scară, de la 1 la 10, ce notă vă acordați? Nota mea mi-o acordă cetățeanul Comunei Bustuchin și, sincer vă spun, când am candidat să ai 1773 de voturi, să fii primul pe țară, primul independent pe țară și intrat, dacă nu aveți statistica, alegerii parlamentare, domnii și parcă, da? Și uitați-vă că Udrea, paleologul, ministrul culturii, nu au ajuns decât la 4.000 sau nu știu cât. Și sunt primul care am avut, care sunt și peste senat și peste deputați. Nu este o laudă. M-am câștigat concursul, că asta spunea domnul Tăricianu când am întâlnit și am dat mâna și a luat cuvântul. Ce mă bucur că avem în față un primar, o persoană care a avut mai multe voturi decât un partid. Și am spus, zic, vă mulțumesc pentru apreciere, dar zic, nu mi-a dus niciun câștig. Zic, este în afara concursului, zic, este acolo un criteriu, că sunt primul pe țară, dar în afara concursului, n-am câștigat nimic. Experiență. Da. Nu pot să-mi dau notă, că... Dar dumneavoastră, la ce notă v-ați autoevalua realizările? Da, un 7-8 aici. Un 7-8. Am înțeles. Eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Da, și eu vă mulțumesc, pentru că suntem înaintea Paștelui, mai sunt câteva zile și dacă pot și îmi permiteți să le spun și eu la cetățenii Comunei Bustuchin, ai Gorjului, ai României, care ne-au ascultat și ne-au ascultat, Dumnezeu sănătate, să aibă un Paște fericit. Pentru că, așa cum am spus-o, având sănătate și având încredere în tine, cred că sunt lucrurile care te fac să ai tot ce-ți propui și tot ce-ți dorești. Să le spun încă o dată, Paște fericit! Emisiunea a ajuns la final. Aceasta a fost ediția de astăzi. Până data viitoare aștept părerile și propunerile dumneavoastră de subiecte pe adresa de e-mail loredanasava@gorjtv.ro. Numai bine!